Astăzi serbăm ziua de naștere a luceafărului poeziei românești, Mihail Eminescu, ziua culturii române și anul acesta, în curând, foarte în curând, se vor împlini și 30 de ani de când s-a înființat prima universitate particulară din România, acea universitate fiind Universitatea Hiperion, ai cărei studenți sunteți voi. La mulți ani culturii noastre și în mod special la mulți ani Universității Hiperion. Știu o declarație dintr-un interviu a domnului profesor, domnul academician Eugen Simion, care a întrebat dacă și-ar dori să-l întâlnească pe Eminescu. A spus pur și simplu, nu, aș vrea să stau puțin mai departe pentru că mi-ar clănțăni dinții de frică. Deci, dacă o astfel de personalitate, o astfel de profesor care și-a dedicat mare parte din anii tinereții studiului și manuscriselor lui Eminescu spune acest lucru, eu personal nu am dreptul să zic nimic decât să-i mulțumesc, așa cum fac și la cursurile cu studenții mei, și să cred că Eminescu nu este doar un schelet din casele noastre. Astăzi este o ședință, dacă putem spune în termeni birocratici, a Cenaclului Literar, care și-a propus un concurs de creație literară. Avem aici niște premianți, cărora eu le mulțumesc personal pentru că le-am citit lucrările și pe unii chiar nu-i voi lăsa în pace, în sensul că voi continua să mă țin, cu să le fiu alături pentru a le da încredere și a impulsiona acest talent. Premiul întâi este acordat unui tânăr. Toți sunt tineri și asta e foarte bine, pentru că înseamnă că viitorul nostru este asigurat. Este acordat domnului Vlad Seceleanu. Premiul al doilea, de data asta este o studentă, Octavia Maria Chisboianu. Am rostit corect numele? Felicitări, Octavia! Felicitări! Iar premiul al treilea, și să nu se înțeleagă că cel din urmă este chiar așa, este Bărbăluț Andrei Octavian. Felicitări! Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Când ne primblam prin văi și lungi, te ridicam de subțiori, de atâtea ori în lumea asta sunt femei cu ochi
ce izvorăsc scântei. Dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s. Ca tine nu-s. Înapoi și reveneam, într-adevăr, chiar mai repede decât puteam. Dar atunci am văzut-o supărată și tăcută. Nu mi-a aruncat nicio privire când am plecat, întocmai cum făcuse mama. Însă când plecase ea, deși o rugasem nopți în șir să mai rămână, dar nu fusese cu putință să o conving. Oare casei îi trecuse supărarea în lunile ce trecuseră? Vă las pe dumneavoastră să citiți. Eminescu.